Sau și bine m-am găsit la un nou episod din The Forest, hai să continuăm. Aici data trecută erau niște mese care zburau singure, nu știu cum. Am văzut că mi-a lăsat în comentarii și chiar m-am uitat pe video. Inițial nu le văzusem, da. Voi le-ați observat și... Da, foarte ciudat. Vedeți că acum nu mai fac chestia asta. Totuși alunecă destul de rapid dacă le împingi. Pac, am împins una. Parcă e pe gheață sau ceva. Hai să mai deschidem noi valizele astea. Și dacă mai găsim niște șopârle, aș vrea să le omor, să le iau armura. Nu de alta, dar pe la noi, pe la bază, nu prea mai sunt. What the fuck? De ce au atârnat astea? Ah, pot să iau clot. Este așa, că mai erau câteva. Uite-mă, de aici iau eu clot. Bine, de aici și din valize. Acum am văzut masa, ați văzut-o? Oh, nebunelor! Ce faceți, mă? What? Ok, niște fenomene foarte strane. Nu numai că avem canibali și mutanți, acum avem și mese posedate. Ceva e... What the fuck? Pe bune? Și uite-mă, și rob găsim aici. Ha. Și au fost morți de foarte mult timp. Uitați-vă și voi, sunt albi. Cine știe de când i-au omorât? Da, deci mesele posedate le avem în baza canibalilor. Și o ceață imensă. Nu știu, astăzi era și pe aici o ceață destul de mare. E enervant. Foarte enervant când e ceață. Nu știu, mie unul nu-mi place. Uite și frizul ăla. Mie unul nu-mi place când e ceață. E creepy. Nu știu, e o senzație foarte ciudată. Să mă uit să văd dacă mai găsim niște valize. Să le deschidem și să le luăm. Uite, mai e una aici. Dacă ar merge să o deschid ca lumea. Avem o grămadă de chestii. Avem niște flares, avem o grămadă de snack-uri. Mesele posedate. Tocmai a dispărut una lângă mine, Zuzu. Da, se întâmplă niște fenomene strani. Am zis că dacă toți suntem aici, să... De ce nu? Hai să luăm tot ce putem. Supplies și tot ce mai e și să ne întoarcem la baza noastră. Am vrut să mă duc, era o gaură pe acolo și am vrut să intru în ea, dar nu merge. Nu știu de ce. Să mai încercăm o dată înainte să plec din baza lor. S-a făcut soare. Soare și frumos. Până la următorul update, ci că mai sunt 18 zile. Destul de mult. Mesele astea încă își mai fac de cap. Dar 18 zile... Începem să nu mai avem content. Deja nu mai am content. Mai construiesc eu ce mai construiesc la bază, dar începem să rămânem fără. Așa că probabil în următoarele episoade vor fi așa o zi da, o zi nu, sau eventual doar în weekend, vom vedea. Până când vine content nou. Bun, unde era gaura? Era undeva pe aici, parcă. Încep să nu mai am loc în inventory pentru toate astea. Ha, mă, că am dat în ea. Totuși, copacul ăsta, uitați-vă și voi ce fain e. Ar merge o casă în copacul ăsta. Să ne uităm noi. Ce mai avem pe aici? Nu mai știu unde era... unde era gaura? A, uite-o aici. Bun, deci de ce ar face gaura asta aici dacă nu te lasă să intri în ea? Pe bune. Uite și tu. Ce-a făcut audita mai gaura, developerii jocului, și nu te lasă să te duci în ea. Și pare interesant înăuntru acolo, un cave system ceva. Da, destul de iurea faza. Și că da, avem un loc nou în joc. Da, nu o să puteți să vă duceți în el, doar să vă uitați așa de afară. Fain. Acum mă bucur oricum că au început să mai bage content. Pentru că înainte doar rezolvau bug-uri. Și bine să zic, bine când rezolvă bug-uri. Că...
The Forest a avut foarte multe la început, dar parcă trebuia și puțin content. Acum au băgat content, lucruri de construit. Parcă avem nevoie și de o zonă nouă. Insula e mare, dar o zonă nouă, ceva cu, uite, de exemplu, zona aia cu zăpadă, știți, pe care am explorat atunci mai de mult. Adică pe care, unde am ajuns aproape de ea și n-am reușit să intrăm în ea. Acolo aș vrea să bage o zonă nouă. Supraviețuire prin zăpadă. Cât de tare ar fi asta? Dar să sperăm că următorul update ne va aduce și ceva de genul ăsta, nu numai obiecte. Bun, hai să ne întoarcem spre bază ușor, ușor. Poate găsești și botul avionului. Știu că pe aici, prin zonă era, dar... ăla acum se schimbă random. Așa că nu pot să fii sigur. Prima dată când l-am găsit aici, l-am găsit. În zona asta. M-am dat cu noroi. Da, toate mesele sunt posedate în jocul ăsta, nu știu de ce. Pot să zbor cu masa asta oare? What? Ah, uite un flare. Cred că pot să o băguiești și să zbor cu ea, ce părere aveți? Zbori! Zbori! Nu, pot să merg cu ea totuși. Parcă mă dau cu skateboard-ul. Chiar te aruncă ea. Na, nu prea merge așa cum așteptam eu, dar... mă gândesc că dacă le puneam una cu alta, puteam să-mi iau zborul, dar... și oricum, dacă cumva vă mai aruncă în aer, asta e un sfat. Nu puneți așa, că nu mai merge faza cu ăsta să vă apere. Ce trebuie să faceți e să deschideți inventoriul, îl deschideți pur și simplu așa, când mai aveți o secundă să ajungeți la pământ și atunci vi se resetează căderea. În cazul în care vă catapultează când omorâți un canibal sau ceva de genul ăsta, ca să nu muriți aiurea, asta trebuie să faceți. Să țineți minte chestia asta, că e importantă. În data, dar se întâmplă de multe ori să te arunce în aer după ce omori și termini, distrugi complet corpul unui canibal. Și acum nu e nevoie neapărat să-l distrugi și să ții riscul ăsta, dar dacă nu-l distrugi, o să trezești cu mult mai mulți pe capul tău că vin să-l mănânce. Nu recunosc zona asta, nu știu, deși parcă e aproape de casă. Ciudat. Că nu recunosc zona. Avem pești? Avem pești, avem carne, tot ce ne trebuie. O să pun carnea pe meat rack și să vedem dacă cealaltă s-a făcut să o mâncăm. A început să și ploaia. Bun. Dar mie îmi place baza cum a ieșit acum. Chiar e faină. Doar că... ia stai. Și pe mitrag nu mai am aproape deloc carne. Hai să punem. Și punem ăsta. Așa. Peștii știu că nu poți să-i pui. Dar peștii pot să-i gătesc. Uite la focul ăsta. Așa. Of. Mi-am dat foc singur. Ca de obicei. Ca de obicei. Ok, în afară de asta, mă gândesc că aș mai putea să fac niște pillars. Nu pillars, niște defensive spikes. Pe care le găsesc la custom building. Uite astea. Aș putea să le pun așa la intrare. De protecție. Faza e că sunt 9 loguri. Destul de multe loguri ai nevoie ca să faci un set de spikes. Și momentan nu prea funcționează așa cum aș vrea eu, dar dacă cumva o să rezolve problema și în următorul update o să meargă, o să fie bine că le avem puse. Bine, asta în cazul în care nu ne resetează save-ul în următorul update, dar na. Încercăm și vedem.
Bun. Două de aici. Oh, ce faci? Ce faci acolo? Ai venit în vizită? Bravo. Da, să stai acolo. Dacă stai cu minte, eu n-am nimic cu tine. Da. Dacă vii după mine, s-ar putea să-ți dau cu un loc de ăsta în cap. Adică, na. De ce trebuie să faci așa urât? De ce? Îți dau un topor de ăsta. Vrei un topor? Ia mai un topor. Ia de aici. Holy shit! Cât de puternic poate să fie toporul ăsta? I-am dat una și deja am dat-o pe jos. Foc! Ia de aici. Unde-i? What? Ah. Poți să explodezi? Așa. Dacă nu le explodezi corpurile, te trezești cu o grămadă de canibal pe cap că vin să o mănânce. Și atunci recomand să nu lăsați corpurile așa că încep să vină după aia. Trebuie să mai respire și el puțin. Oricum, baza în momentul ăsta, eu cred că e destul de completă. Adică nu avem garduri, dar v-am zis, baza asta nu are nevoie de garduri. Baza asta se bazează... Baza se bazează, zici, dar... dar se bazează pe trapuri. În principal, asta e... Ia uitați, poc! A prins pe unul. Îl vedeți acolo? Vedeți că mergem la el în curând. Deci ei n-au cum să facă nimic în baza asta. Cum au intrat, cum au fost prinși. What the f... What? Bă, voi vedeți că merge trap-ul cu totul? Glumești? What? Până acum n-am mai văzut chestia asta. Deci acum merge trap-ul cu totul. Nu numai chestia aia în care s-a prins canibalul, dar pur și simplu se plimbă trap-ul. Ok. Ok, vedem lucruri noi. Un loc de aici. Mai avem unul aici. Hai să le punem. Și cred că atât avem nevoie. Nu mai știu, nu m-am uitat exact să văd. Totuși, trebuie să dau pe asta jos de aici. Da. Am încă un loc. Shit. Mai am unul gata făcut, oare? Unde ești, logule? Bune, nu mai am încă unul? Hai să dăm jos un copac rapid. Acă am obosit ăsta. Și mai avem ceva pe aici? Nu. Ei, și din asta mai avem unul și gata, facem și spike-urile alea. Faza e că nu știu ce aș mai putea să fac la bază. Dacă aveți idei și altceva aș mai putea să fac la bază, lăsați-mi în comentarii, pentru că v-am întrebat de cărarea asta dacă să o facem peste tot pe jos și a spus că nu. Majoritatea a spus că nu, așa că nu o facem. Dar ce altceva ar merge? Și tu poți să pleci de aici și lasă-mi trap-ul în pace, nu te mai plimba cu el. What the... Poți să te oprești? Poți să te oprești? Cum... Cum opresc trapul ăsta să nu se mai plimbe așa? Poți să mă plimb și eu cu el? Ia stai așa. Că dacă el fac... Îl fac mijloc de transport, ia. S-a oprit într-un final? Nu. Se pare că de acum așa o să facă. Tu ce vrei? Un topor în cap? I-am dat una, i-a sărit. Bă, dar e foarte puternic toporul ăsta. Voi vedeți cât de tare îi dau în comparație cu celălalt. Deci ăsta îi rupe instant. Îi dai un topor de ăsta și gata, l-ai dat pe jos deja. Foarte tare. Bun, în afară de spike trap, mai avem un stick marker, un wooden pad, wood bench. Bench, am făcut noi bănci, nu prea avem nicio bancă, așa că, uite, aici ar merge lângă foc o bancă. Și avem nevoie de două loguri, chiar avem două loguri pe aici pe undeva. Că mai țin minte unde l-am lăsat. Uite, niște canibali.
canibali. Ce faceți? E de aici. Și mai ia și una. Vezi că nu mă, eu nu sunt partea aia, din păcate pentru tine. Oh, oh. Mi-a dat vreo 3 o bucată și mi-a scăzut viața. Ok, e timpul să băgăm un clot. E timpul să băgăm un clot. Bă, ce m-a aruncat ăsta? Hai, vin încoace și tu. Și care mai vreți? Da, trebuie să mai pun un clot. Sunt cumva să vină să mă atace în perioada asta. Hai mă, vin încoace. Unde ești? Ai fugit, da? Ai văzut că le-am dat foc lora? Gata, te-ai speriat. Nu încoace. Altul? Care mai vrea? Ați plecat repede. Asta-i faza, ei vin cu tupeu și pe aia când văd că le omor prietenii, gata, o iau la fugă. Nu știu exact dacă așa trebuie să funcționeze toporul ăsta cu clotul pe ăla, adică în principiu da, te duci lângă persoana respectivă sau lângă canibal și dacă te apropii cu focul e logic să ia foc, dar... Având în vedere că n-au haine pe ei, eu știu, iau ei foc așa rapid. Dacă aveau haine, să zic că, mă, într-adevăr, dar... Avem aici bench-ul ăsta. Ar trebui să mai avem niște logs gata tăiate prin zonă. Uite aici am unul. Așa, îl luăm și pe ăsta. Așa, uite, mai sunt câțiva canibale acolo. Stai că îi rezolv eu și pe aia. Hai să ne pregătim cu clot pus pe astea. Bun. Și pe ăsta la fel. Și pe ăsta tot așa. Și aveam de 3 ori. Să vezi ce le fac eu acum. Mă băieți, unde sunteți? Ce faceți? Vreți să vă distrați? Să vă dau foc? Canibali. A, uite. Pac. Și ia, vină încoace, nu fugi. Nu fugi. Hai că să-ți dau un cadou. Mai e careva? Hai că eu mai am. Uite, ăsta are o lanternă tot timpul sau ceva și nu te lasă să-l iei. Îți dă doar chestia asta. Pe care o am deja. What? Ați auzit cum se aude? De ce s-a auzit așa? Zici că e o sabie ceva. Foarte interesant. Se face noapte și trebuie să facem un foc să ne încălzim. Trepul ăsta încă se mai mișcă. Ah, focul meu încă mai arde aici. Se dă focul ăsta mare. Ei, și acum chiar că avem lumina la greu. E destul de sinistru totuși. Toată zona asta e sinistră. Uitați-vă și voi, dacă vă ajungem în pădure și ați vedea ceva de genul ăsta. Deci zicem că noi mergem pe pădure, da? Hai să pun asta înapoi. Nici nu mai pot să o pun înapoi. Deci zicem că mergem pe pădure. Pac, mergem frumos și deodată vezi toate chestiile astea. Zici, what the fuck, ce e asta? Iar și-a venit ăsta cu familia. Voi vreți să mai las foc o dată, așa-i? Bun. Încoace. Ia și tu, ia și tu, hai că am pentru toată lumea, adică nu se fă probleme. Așa, și tu și mai încă unul aici pe care nu l-am atins. Ia, mai și tu una. Gata, v-am rezolvat. A, mai e testa, de exemplu. Dar pe ăsta rezolv eu altfel. E de aici. A rămas șocat omul. Ia mă de aici, mă. Oh, ce bucată mi-a dat asta. Să băgăm pastilă rapid. Mă, n-auzi? Ia uite mă ce bucată mi-a dat.
s-a prins de picior cu chestia aia. Ok, cam atât cu episodul de azi. V-am zis, dați-mi idei pentru următoarele episoade și vom vedea ce vom face. Momentan am cam terminat contentul din patch-ul ăsta, dar dacă credeți voi că mai avem și alte lucruri de construit sau de făcut, lăsați-mi în comentarii și vom vedea. Următorul update în 18 zile, cum am zis. Și probabil episoadele vor apărea mai greu puțin, în funcție de ce avem de făcut. Dacă îmi dați idei bune și avem ce face, probabil vom continua cu mai multe. Cam atât pentru episodul de azi. Mulțumesc de vizionare, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!